până la urmă a putea funcționa și în, și în perimetrul nostru de baștină și, în, și într-un cadru european. Tu ai luat practic toate premiile cu putință în Europa, le-ai luat pe cele mai mari, le-ai luat cu o consecuție care nu e firească în general pentru un singur ins. Și mă bucur foarte mult, Radu, că ne întâlnim în seara asta și înainte de a spune câteva cuvinte despre ce am de gând să fac cu aceste dialoguri, am o întrebare prealabilă. Vreau să te invit să ne spui care e cea mai pregnantă, care e cea mai pregnantă amintire din anii 90 pe care ai vedea-o din adolescența ta, cea mai pregnantă amintire pe care îi vedeau într-un film viitor al tău, înainte să te întreb la ce lucrezi, dacă îmi dai un răgaz de 90 de secunde în care tu te gândești ce anume te-a marcat mai mult astăzi văzându-te înapoi, eu am să explic pe scurt ce intenționez cu acest proiect împreună cu Vlad Bolocan și cu Ana Papadima. Cum poate știți, suntem în cartier. Eu locuiesc în cartier și ăsta e unul din locurile care a atras foarte multă lume, inclusiv pe mine, în ultimii ani. Și aș intenționa pe strada Crinului, o să vă spun în două cuvinte unde suntem. Suntem, în afară de strada școlii, n-am mai supraviețuit niciunul din numele de odinioară de secol XIX. Avem aici Praporgescu, care moare în 1916. A fost un general care a luptat la începutul războiului, primului război mondial, și celălalt este Filipescu, care a fost prieten al lui, primar al Bucureștiului, cel responsabil cu tramvaiele, cu cai la 1893-95, numai că aceste nume n-au mai supraviețuit, cum n-a supraviețuit nici numele străzii Clemenței, care e cea roset în spatele nostru. În schimb, ce avem? Avem această podcoavă, acest pinten al străzii școlii. Suntem într-un cartier foarte bun, suntem în Bucureștiul cel mai vechi și ăsta e cadrul în care vom avea aceste dialoguri care vor continua miercurea viitoare cu doamna Ioana Bentoiu, care vine special de la Lozan, inclusiv pentru a avea acest dialog. Și acum, Radu, aș vrea să-mi spui tu care e această amintire de adolescență care are o pregnanță pe care ai folosit-o într-un film viitor al tău. Bun. Odată, mulțumesc frumos că ați venit și mă simt foarte prost că văd oameni care stau în picioare. Nu știu dacă merită, chestia asta face să mă simt și mai impostor în contextul ăsta. Apoi, exagerările lui Eugen, mă rog, țin de natura asta de gazdă balcanică care trebuie să-l laude exagerat invitații. Doamna Bentoiu vine din Elveția special pentru Radu. Știi. Radu. Doamna Bentoiu, puteți să vedeți și pe Facebook ce scrie, adică... Radu. Și să văd că vă gândiți dacă așa, mai veniți. Bun, în fine. Și suntem în Bucureștiul cel mai vechi și ce dacă... Adică, o să vezi de ce. Nu, e o întrebare la care e foarte greu de răspuns ce amintire aș avea eu să depus într-un film, pentru că nu... raportul cu filmele nu e atât de autobiografic în cazul meu, de fapt. Sunt alți cineaști, ca și autori de proză și mai departe, sau de poezie, nu mai zic, care fac din viața lor și din raportul lor cu lumea materia primordială a ceea ce fac. Dar dacă, totuși ca să-ți răspund la întrebare, să nu fiu așa nesimțit, aș spune că, bun, aveam, cred că 19 ani sau... da, când am votat cu Emil Constantinescu, îți amintești, a fost un foarte mare entuziasm, adică pe care toată lumea l-avea. Poți să vezi lucrul ăsta cu tot ridicolul pe care trecerea timpului îl are. Dar părea așa un moment... 16 noiembrie 96. 96, da. Dar pentru mine anii 90, dincolo de tot ce însemna toate problemele care erau în România și mai departe, sigur că la adolescență e și o perioadă de descoperire și mai departe. Eram într-un liceu de informatică care dintr-o dată nu mai îmi plăcea deloc de când am intrat în el. De fapt, nu că nu-mi plăcea, nu eram bun pe față de cât de buni erau colegii mei. Și nu interesul dispăruse pentru lucrurile astea și ceea ce m-a schimbat, că de asta discutăm acum sau despre
Asta e important, e descoperirea cinemaului și asta îi se datorează unui filolog, de fapt, adică un coleg de-al meu de atunci, Nicolae Statru, care acum e profesor de chineză clasică undeva în Germania și traducător din chineză, în germană, din chineză clasică în germană și mai departe. El era mai de atunci foarte... În fine, interesat de fel de lucruri, a și făcut în paralel cu chineză, a făcut politehnică și mai departe. Și mi-a zis, hai să mergem la Cinemateca, o să vezi. Că nu mă interesează, filmele nu mă interesau, adică n-aveam niciun fel de interes decât așa, ca orice, ca oricine, nimic special. Și am văzut, și am fost acolo, mi-am făcut un abonament, că elev putea intra, să facem un abonament, era foarte ieftin. Și care era avantajul Bucureștiului, pentru că în alte orașe, din păcate, lucrurile... Nu știu, nu există cinematecă. Știi cum e și acum. De altfel, doar că acum internetul, într-un fel... Suplinește. Într-o măsură destul de mare. Da. Din păcate, această... Da. Acest deșert... Da. Asta e problema a prezilei voastre. Faptul că infrastructura e foarte carentă. Nu? Tu te-ai bătut pentru asta. Am inițiat. Nu spus, dar e așa problemă. Ai fost pugnat, ce vreau să spun. Nu știu ce înseamnă pugnace, dar... nu, dar vreau să spun că deși cinematecă, cine a prins anii 90, mă rog, și acum poate că e un pic altfel, pentru că nu mai sunt proiecții din copiile pe care ei le aveau în arhivă, care pentru foarte multe din filmele de după anii 60 erau copii alb-negru chiar la filmele color. Asta fiind, interesându-mă după ani de unde apăruse această anomalie într-un fel, ea era legată de faptul că pentru distribuție, compania de producție trimitea o copie a filmului ca să fie văzută de cei care făceau distribuția de film în România, adică habar n-am cine era atunci, România Film sau așa. Chiar dacă filmul era respins și nu era... Se păstra copia se făcea o copie se pirata, cum ar veni, pe o copie de 35 de milimetri alb negru și aia rămânea în arhivă. Unde, și din asta se făceau proiecții la Cinemateca sau un alt loc unde se mai făceau astfel de proiecții cu filme. Și asta, mă rog, asta o spun așa, ca o anecdotă, dar mi se pare interesant pentru că a fost o perioadă în care am văzut toate filmele astea crezând că sunt alb-negru, de la Apocalypse Now, Taxi Driver, Portocala. Am văzut Apocalypse Now alb-negru. Da, da, tot timpul am și în mintea mea, mai ales că pe multe nici nu le-am revăzut, mi-au rămas alb-negru. Deci asta a fost o chestiune esențială pentru mine, descoperirea unui domeniu de gândire și de mă rog, artă, cum se spune într-un mod... Sigur, simplificăm acum lucrurile, dar asta a fost cel mai important. Sigur că a fost important, de vreme ce beneficiem cu toții astăzi de exact de așa ceva, dar în același timp... ceva despre asta, că, și anume că se vorbea în Nouvel Vague francez de faptul că, și-o spunea Godard la un moment dat, că sunt, spuneau ei, prima generație venită din muzeu, ca pictori într-un fel, ca pictorii care studiau maestri, nu știu, Rembrandt sau nu știu ce... Și făceai, nu, ca orice pictor care studiază. Ceea ce în cinema nu era, adică în cinema și nici acum nu e obligatoriu să fie așa, pentru că fie faci o școală de film, fie lucrezi, cum în anii 20, 30, 40 mai înainte și mai departe, nu exista o școală de film, din fericire, într-un fel. Ori eu fiind respins de mai multe ori și n-am intrat niciodată la facultatea de film, eu m-am format fix, așa pot să spun cât m-am format eu, habar n-am, exact prin muzeu, adică prin muzeu, muzeul fiind Cinemateca în cazul nostru. Iar programarea la Cinemateca din anii ei a făcută de Savel Știopu, care era unul din regizorii, nu știu, medii să zic așa, din România în anii 60-70, împreună cu Mihai Tolu. Amândoi au murit între timp. Îmi dau seama de despre timp, pentru că atunci știi, aveai senzația asta, domnule, o cinematecă săracă, filmele sunt cum sunt. Era un canon pe care ți-l puneau la dispoziție, dar nu era personalizat, nu înțelegeai că cineva selectează, că cineva, adică nu înțelegeam din cauza, nu aveam conștiința asta, dar retrospect. Asta e, da. Mi se pare că nu era departe de ce făcea Langlois în cinemateca franceză în anii 40-50, într-un fel, în sensul că puteai vedea, nu știu, film de Eisenstein dimineața,
seara un film american de serie B, un film de Roger Corman, după care un film de Buñuel și mai departe. Și Eternul Tarkovski în fiecare zi sau în fiecare săptămână. Ceea ce la unul din Eternul Tarkovski. Dar era foarte important că era așa până la urmă. Da. Și că nu exista un soi de ierarhie. Da. Sau eu nu mi-o amintesc ca atare, având în vedere că lucrurile erau destul de amestecate și... În același timp, căutarea ta nu era exclusiv legată de arhiva asta canonizatoare. Nu stăteai, deși ai, mai devreme ai zis ceva de Bucureștiul, ai stat pe Eforie foarte mult, ai stat pe strada Eforie. Și la cealaltă, la Sala Palatului. Și la Sala Palatului, da. Și am stat în același timp știu că veneai și la cursuri la, pardon, Facultatea de Filozofie. Ai urmărit unele din... Mă faci de râs aici. Nu, te provoc. Nu, bun, erau ca am văzut și la teatru, fără ca oricine sau oricine interesat de nu știu cum se spune, nu-mi plac cuvintele mari, cultură, nu știu, sună ca naiba, știi? Dar interesat de lucrul ăsta, atunci ajungi și la teatru, ajungi și la cărțile care apăreau atunci, habar n-am. Ba da, că le-ai citit pe toate. Le-ai și depășit. Trebuie să vă spun tuturor cu un aplomb pe care Radu n-o să, o să mi-l conteste imediat, dar Radu este unul din prietenii mei care citește cel mai mult, cel mai variat. Secțiunea mediană din Babadală cu Bucluc sau Porno Balamu, care a fost subestimată în general de critică, așa mi s-a părut, conține un tip de priză pe realitățile contemporane care vin din cea mai bună tradiție filozofică și istorică și critică europeană, pentru că ăștia sunt autorii la care tu recurgi, la care te întorci, cu care dialoghezi, de la Walter Benjamin la... E și un citat acolo împrumutat de la din Mahabharata. Trecem peste asta. Frecventez de asemenea și Țuțea și alți autori care dau... Da, Țuțea a fost prima carte serioasă citită, știi? Tot de la Nicolae Statul, care mi-a dat între Dumnezeu și neamul meu, dacă te amintești. Da. Era un fel de Biblie pentru licenii în anii 90. Da, că erau niște tiraje enorme care se regăsesc acum în procentul alegerilor la Partidul Aur. Oh, cred că erau mult mai mari procentele de atunci. Da. Da, părea. Da, într-un fel era... E greu de spus și e greu de explicat asta unui tânăr de acum, pentru că nu aveai nici accesul la informație și toate lucrurile astea păreau Mișcarea Legionară, Petrețuțea, nu știu ce, părea așa, era biserica. Un nim de puritate, erau inatacabili. Codreanu, Corneliu Codreanu, știu că aveam un coleg care... Erau plauzibili, aveau niște personaje. Râdem de chestia asta, era mai mare decât mine, avea un brâu din asta, o cămașă verde, un brâu. Ai fost colegul Sorin Lavri? Nu, nu era Lavri, nu. Lavri cred că mai târziu și-a pus cămașa verde, să zic așa. Da. Nu, oamenii ăștia și-au scos, îți dai seama, era o prosteală din asta de adolescenți. Mimetismul, adică pe vidu imediat 90-91-92, orizontul ăla care a fost destul a fost extrem de porcit, dar care pentru noi a fost formator, că în fond, ce mă bucur e că e primul dialog pe care îl faci după ce ai făcut 45 de ani și după ce te-ai întors, ca să sar de la anii 90, după ce te-ai întors un sejur mai lung la San Sebastian, despre care aș vrea să ne spui câteva lucruri. Vorbesc de toate, dar stai un pic, că nu mai știu unde sunt. Nu, dacă îmi vorbești de cărți, de pildă sau de lucrurile astea, e un pic greu de vorbit, pentru că nu știu dacă doar aici e, de ce puțin aici o văd, că n-am experiența altor societăți decât pe durate foarte mici, dar există în raport cu cărțile sau cu cultura un soi de filistinism care pe mine mă termină, se face jenă, știi? Un soi de, cum să-i spun, un fel de fetișizare a lecturii în sine, indiferent ce. În loc să fie ceva practic, să-ți folosească. Cazul extrem, probabil, e dacă știi foarte bine colegul tău, Adrian Papahagi, care se laudă. Te rog să nu mă... 15 ani, să dam în baie și citeam. Radu, am convenit că tu te compromiți cu mine, nu eu cu tine. Nu, ce vreau să spun e că există, dacă vorbești de cărți, dintr-o dată e așa un fel de... Trebuie să... sau de cultură în general, știi? De cinema mai puțin. Cinema încă are, cel puțin pentru o parte însemnată a intelectualității, dacă vrei, un soi de caracter sălbatic și subcultural, ceea ce face parte din, dacă vrei, din puterea câtă mai e a cinemaului. Mi se pare important, și anume faptul că nu e atât de muzealizat, atât de fetișizat, atât de
n-a devenit atât de mult o marcă de clasă, nu știu cum să spun, o marcă a educației înțeleasă ca bătă cu care poți să-i dai în capul lui la alta. Da. Am citit în latină Horatiu. Da. Dintr-o dată, tot dacă te pleznesc. Exact, așa e. Și atunci, lucrurile astea, eu dacă citesc, o fac din un fel de, pe lângă plăcere, pentru că e plăcere. Dar trebuie să ai și timp. Dintr-un fel de necesitate, dintr-un fel de dorință de a înțelege lucrurile mai bine. Da. Și da, din fapte, poate dintr-un soi de limitare a propriei inteligențe. Știi, când te aud într-o pandemie, dacă ți-ai amintești în un fel de slogan, așa, îl vedeai peste tot. Doamne, dar gândiți cu mintea voastră, gândește cu mintea ta, nu mai, nu se fă vaccin, cu tare, gândește cu propria minte. Zic, ce să gândesc cu propria minte? Adică știu eu... Epidemiologie cu mintea ta, da, așa, așa, așa de lucru, am nevoie, da, eu nu gândesc cu propria minte, gândesc foarte puțin cu propria minte, extrem de puțin, 1% maxim. Și așa, dacă am o idee pe an, sunt foarte mulțumit. Serios, restul trebuie să e de altă parte. Nu pot altfel. Eu nu pot, alții pot. Da. Alții pot și ne chinuie, da. Pentru că pot în forma asta, care în primul rând este e foarte greu, e un cerc, adică nu mai întâlnește viața deloc. Nu mai are nicio competență în a descărca o sarcină, mi-ar plăcea să spun. Adică nu mai intervine în real. Este o chestie paralelă cumva, este o suprastructură care e osificată. Ăștia care nu o fac decât de dragul, e arta pentru artă, nu? Cam asta spui de fapt. Da, sigur și asta, dar pe de altă parte spun că e un tip de raport toxic sau da, care mi se pare până la urmă de prozvus de fapt. Da. Adică oameni care atunci când aud Bach își dau ochii pe stradă, sigur Bach, Rembrandt, sigur. Ori asta mi se pare tot complet greșit, complet stupid. Da, dar ei în același timp nu știu câte alterații la cheia mi bemol major. A, bun, pentru că interesul pentru muzică e mult mai mic. Eu nu cunosc muzică, n-am avut. Și asta, dar vezi că asta e ceva mai adânc aici, care ține de întreaga educație. Vorbeam că am fost într-adevăr o lună în Spania cu o rezidență și povestesc imediat, a trebuit să țin niște cursuri la facultatea de film de acolo. Și întâlnindu-mă cu un prieten de-al nostru, Roger Coza, care e un critic argentinian de film. Și la un moment dat vorbeam de filmul mai mare, care e clasa a 10-a acum, și spuneam că, mă rog, tradiția din școli românești, care, sigur, istoric e explicabilă, legată de faptul că anii 30-40, toată perioada asta a fost o sărăcie uriașă și un număr foarte mare, nu, de analfabeți, adică educația era. După care, de anii 50 încolo, lucrurile s-au remediat, dar interesul a fost pentru profesiunile tehnice și așa mai departe, în așa fel încât ceea ce numim educație artistică, spunem, nu știu, literatură, muzică, desen și așa mai departe, sunt într-un fel, în afară de literatură, care e, pentru că e materie de examen, se dă la admitere și la bacalaureat, atunci cât de cât, și pentru că trebuie să fii alfabetizat, în sensul de a ști să scrii, să citești, și atunci literatura e un pic mai, inclusiv teatru, să zicem, un pic, mai citești o piesă de Caragiale, măcar, atâta. Există cât de cât o minimă educație. În ce privește celelalte arte? Cultura vizuală și cultura muzicală sunt mult... E un dezastru. Asta spunea pictorul Ciprian Mureșan într-un interviu sau într-un text de-al lui. Spune că el a fost profesor de desen o vreme la o școală. Și veneau părinții, și asta am văzut eu la școala filmului, care spun, dom'le, de ce face copilul meu desen? Păi, dar nu se poate în loc să facă desen ora asta, să facă matematică? E, nu știu cum se face, că nu sunt niciun popor foarte matematic, de mare performanță tehnică sau așa, deși mulți din colegii mei, de exemplu, sunt pe la Google sau lucrează prin Silicon Valley și așa mai departe. Deci există o eficiență, să zic, în domeniul ăsta sau în medicină, nu știu ce. În fine, toți așa, toți care au făcut medicină din liceu meu sunt plecați, nu e nimeni în România. E un dezastru. Da, dar în ce privește interesul pentru cultura vizuală sau muzicală, așa cum observi tu, situația e mult mai proastă și așa dintotdeauna, și asta face ca, nu știu, să existe oameni extrem de educați în ce privește, să spunem, sau relativ bine educați în ce privește literatura, în ce privește lucruri de genul ăsta, dar care sunt complet incapabili să se uite la o pictură, complet incapabili să se uite la o casă pe care și-o construiesc, dacă au bani de multe ori, să asculte ceva, să vadă o fotografie de pe stradă și așa mai departe, pentru că astea sunt lucruri care se învață. Și știu unde se vede cel mai bine lucrul ăsta? Se vede la oameni extrem de capabili, cum spuneam, care se și exprimă. Mm-hmm.
Și atunci când eu citesc cronici de film și repet, nu e o chestie, nu vreau să pară o chestie elitistă, dar e un decalaj între... A fost o discuție când a fost Don Look Up la televizor și lumea a zis, domnule, a fost un text în Libertatea la Alexandru Olivotă, a zis, domnule, specialiști ar trebui să discute, adică cine? Criticii de film cu diplomă de la un ATC sau nu știu, pe aia... Ceea ce este stupid, nu. Deci nu e deloc... Este permis să exprime mai mulți și... Să da. Se întrunească un consens. Nu, nu da, dacă educația asta vizuală ar fi mai... E adevărat. Pe de altă parte, există în acest logocentrist, să zic așa... Da, e una din temele la care mă gândeam. Un soi de... Pentru că mă simt vinovat față de tine. Nu, dar deloc. Dar e normal. Pentru că filmul, fotografia, pictura, teatru, lucrurile astea sunt cumva considerate mult inferioare literaturii, filozofie și așa mai departe. Și asta face ca cineva care are capacitatea de a citi, să zicem, un text literar, de a scrie despre el, de a înțelege niște lucruri, imediat nu doar că crede că e capabil să înțeleagă un spectacol de teatru sau un film, ba, știe că poate să-l înțeleagă și să se placeze foarte deasupra lui și alor la care îl fac. Ceea ce e ok, depinde, nu e o problemă în sine. Fiecare are dreptul să scrie, să facă ce vrea, nicio chestie aici. Dar se vede lucru din punctul meu de vedere, să nu poți să iau în serios, îmi pare rău, asta e tot. Da. Când Andrei Pleșu, care poate că e foarte bun în ce scrie în afară de a se uita la televizor, așa scrie despre, habar n-am, Spartacus și las fierbinți și nu știu ce, problema mea nu e că îi place lui, că filmul preferat al lui Andrei Pleșu e Spartacus. Problema e că chestia asta e ca un marker, ca un indicator foarte clar a ceea ce crede o întreagă societate despre cinema. Recunoaște că nu Andrei Pleșu aici e în culpă, ci nu. Mulți alții care... Nu, dar era doar un exemplu. Ar fi mimetici cu exact cu astfel de modele. Nu, dar nu. N-ai găsit un nume bun pentru că e totuși cineva care s-a format ca istoric al artei. Din potrivă, aș obiecta că este cineva care vede, nu, una din primele lui cărți se numește Ochiul și lucrurile. Și cred că cea mai bună carte. Ceilalți din jur, să zic așa, din cei care citesc, nu, da, ratează exact ochiul. E cuvântul și lucrurile... Și la fel despre muzică, eu nu mă pricep la muzică. Spun, dar n-aș îndrăzni. E o chestie care totuși mă uimește. Da. Și nu vorbim de ce am cineva care scrie pe Facebook, nu știu ce, dar sunt... E foarte bine să scrie oricine, e super bine. Dar când cineva scrie public despre... Nu despre cine, despre muzică, despre opera, despre teatru, băi, și vezi că nu... Omul ăla n-a văzut miza în scenă la un spectacol de teatru, de pildă. Mm-hmm. Deci nu există. Există doar povestea, care se, adică există doar literatura. Da, oamenii reduc foarte mulți din categoria asta și nu numai, de fapt, pentru că noi cu toții reducem lucrurile la literatură, pentru că asta ține de educația foarte îndelungată, artistică, să zic așa. Și atunci vezi dimensiunea literară dintr-un film, dintr-un spectacol de teatru, dintr-un tablou, din muzică, din operă, din lucruri. Și practic lumea vede formele astea foarte diferite, nu în specificul lor, ci ca un fel de... O literatură nereușită, să zic așa. Serios. Da. La filmul o literatură oarecum captivă, acceptăm asta, dar noi ne întoarcem numai la text. Da. Da, lecția asta e importantă mai ales pentru că ăsta, handicapul ăsta este un handicap serios. Ține evident de momentul în care s-a petrecut educația cu noi sau cu alții, dar ține foarte mult și de micile abnegații pe care le ai pentru colegi de brezle diferite. Adică trebuie să mai tragi cu ochiul și la ce fac, cum trag eu cu ochiul la tine și observ, dar noroc că te-am întâlnit după ce te urmărisem. Intercesorul nostru este acolo, este domnul Claudiu Comartin, pe care țin să-l salut. Vreau să te întreb, în momentul în care tu ai descoperit... Nu, că o să vezi cum o să sper cum o să revină și el în dialogul nostru la un moment dat. Când tu ai descoperit că lucrurile astea trebuie, nu, ai căpătat niște exigențe de vreme și ai încercat să te ții de ele și din ce în ce mai mult ai intrat într-un divorț cu ceea ce făceau ceilalți, nu? Pentru că vedeai că se trișează. Vedeai că, uite, faptul că nu numai cei care te știu bine dintre criticii de film pe care i-am citit și eu români, a observat asta, dar și Hollywood Reporter sau Vanity Fair sau atâtea alte cronici au observat că tu ai, o să te supere pe mine că o spun în public, dar dacă e o trăsătură a
artei tale și a ta este onestitatea. Cum gestionezi necesitatea de a nu rata onestitatea, de a nu aluneca în trucuri, în mișmașuri, de a pune întrebările frontale? Mănesc că nu e foarte ușor să nu faci rabat. Că invitațiile sunt multe. Cum te descurci cu invitațiile pe care ți le fac? Ți le face societatea, momentul istoric? Sunt căi mai simple decât să faci, îmi e indiferent dacă o să rămânem istorie ca barbari, poți să faci lucruri mai ușoare, poți să faci lucruri mai pe gustul publicului, poți să faci, cum își gestionezi tu fight-ul ăsta personal cu seducția ambientală? Oh, bun, folosești cuvinte mari. Normal, la onestitate și așa mai departe, e greu de... Tu ai voie să nu-l folosești, dar eu sunt... Nu știu ce înseamnă, adică știu ce înseamnă așa, foarte vag în raport cu un film, pentru că știi foarte bine și că în toată istoria artei, toată povestea asta cu onestitatea, dincolo de faptul că e foarte chestionabilă, nu duce neapărat la lucruri... La mare artă, la mare artă, da, nu? Da, da. Adică asta există oameni foarte cinstiți care scriu cele mai proaste versuri. Da. Deci nu mi se pare că e ceva important. Repet, dincolo de lucrurile strict care țin de, mă rog, ceea ce numim cu toții onestitate așa în viața de zi cu zi. Mă gândesc la forma de onestitate a ta, în a ataca, de pildă când faci, nu? Pentru că filmele tale au împreună, au așa o iradiere de critică de societate. Tu știi foarte bine că lucrurile, în momentul în care, de pildă, ai de reflectat până la urmă ce se întâmplă cu noi toți, n-ai cum să intri într-un raport de mânghiere pe cap. Tu vezi foarte clar că există... În fine. Nu răspund la această provocare. Există, nu? Descoperirea că suntem rasiști, ba chiar la un nivel foarte sus, că suntem antisemiți, că suntem... Adică tu când ai descoperit lucrurile astea... Stai, atunci întrebarea. Așa. Bine, atunci răspund. Păi îți răspund și anume că ai zis lucruri care sunt foarte literare, de fapt. Nu sunt deloc literare, că se întâmplă pe stradă, mâine, în afara oricărei bibliografii. Un anumit raport în care vorbești, domnule, filmele sunt critice sau spun că suntem rasiști, ori... Nu, că tu descoperi, reformulezi. Deci totul este cu onestitatea asta artistică în care nu treci sub un preș și mai nou și mai vast faptul că avem niște probleme nerezolvate, astea suppressed. Uite, o să-ți... Astăzi a apărut, paranteză care se aplică foarte bine, cred, a apărut un articol în Transilvania al lui Andrei Gorzo și al Veronica Ilaza, care spune cam așa: he is also interested in seeing... În engleză? Da, pentru că tu ești un autor care... Asta este, așa a apărut. Radu, așa a apărut. Deci tu ești un autor internațional, prin urmare exegeza se cuvine să fie la rândul ei internațional. Dăm voi, poate nu l-ai citit, ți-l citesc. He is also interested in seeing Blehers' apolitical writings and the experience that inspired them in the historical context of increasing state commandeer anti-Semitism, which would later provide the Holocaust with a horrifying Romanian chapter. Jude is polemicizing here with a whole literary critical tradition, still influential in Romania, as you, which sees apolitism as a virtue. He associates the apolitism with the fact that the memory of Romania's participating in the Holocaust, or for that matter, the memory of the centuries-long enslavement of the Roma, continues to be half suppressed in contemporary Romania. Cu alte cuvinte, întrebarea despre onestitate e cam așa. Tu descoperi că aceste lucruri există ambiental și că atunci când ataci o temă de societate, că nu te ocupi de eul, nu faci un tip de artă care escamotează aceste probleme, slavă lui, pentru noi toți, unde anume simți că această onestitate de a confrunta Aferim 1835, care e un film perfect după capul meu, sau biografia lui Blecher montată în ce știm că a fost decembrie 37, cum îți ajudeci tu, am
zis judeci, da. Exact onestitatea aia care la alții fuge, alunecă, devine altceva. Zice, da, domne, a fost, dar n-a fost totuși chiar așa. Bun, dar asta ține, cum să spun, o chestie elementară. Da. Asta unul la mână, doi la mână. Tu pornești de la temele filmelor sau de la subiectele lor, ori eu pornesc tot întrebarea, timpul, da. De la lucruri care țin de temă, să zic, temă, subiect, nu știu ce, cum vorbeam mai devreme cu cineva care spunea, uite, am un scenariu, vrei să-ți povestesc ce vorba, și am zis nu, pentru că în realitate nu mă interesează, serios, nu mă interesează povestea, anecdoticul, situația și așa mai departe, decât dacă există o formă în care materia asta se poate fi turnată, să zic așa. Pentru că toate filmele tale sunt și despre formă, în egală măsură în care sunt despre temă. Obligatorie asta, spune. Sigur, da. Adică asta e o exigență artei, ca lucrurile astea să fie îmbinate. Adică, Nu? Da, da, în cinema nu e așa tot, ca și în literatură, nu e așa tot timpul, pentru că există niște forme deja auzitate, niște genuri, să spunem, care și nu sunt deloc împotriva filmelor de gen. Din contră, mă interesează, din multe puncte de vedere. Dar toată problema a fost, sau este, că anumite subiecte, anumite teme, anumite direcții, au nevoie de o, sau așa se simt eu, genurile tradiționale, să zic așa, nu pot să le acopere sau nu le pot reprezenta foarte bine sau nu le pot reprezenta fără să fie problematice într-un mod foarte, foarte înalt, să zic așa. E, și atunci, de fapt, lucrul care mă interesează cel mai mult, nu știu dacă reușesc vreodată, habar n-am, e dacă vrei o perspectivă, o îmbinare între o temă anume sau o idee sau o narațiune, povestire, nu știu, și o formă. Și dacă forma nu există, atunci cu toată onestitatea de care vorbești și mai departe, eu nu pot să fac filmul respectiv și asta se întâmplă, da, mai primesc scenarii, cum... Din fericire ești între prietenii mei care e cu adevărat aristotelic, da. Asta nu știu, dar, nu, dar e important asta și asta mi se pare... Asta e o problemă pe care o am cu foarte multe, și nu doar cu filme, ca spectator, cu filme, cu spectacole de teatru, nu știu ce, cu literatura, unde dacă mi se pare că nu există și o dimensiune formală care să fie, cum să spun, îndestulătoare, satisfăcătoare. Să zicem, dar asta sună așa, pentru că e și o perspectivă personală aici, adică nu pot să spun, dom'le, nu e bine așa și nici eu nu știu cum. Ca spectator, zic, sau ca cititor și mai departe. Dar asta e ceva care mi se pare, pentru mine, repet, foarte important. Foarte important să existe o dimensiune formală care să se îmbine. Știu, am mai fost întrebat, dar de ce nu faci un film despre cu tare subiect, de greva de la Electrolux, să scrieze cineva la un moment dat? Ideea că regizorul cel mai bun este întrebat sub forma de ghișeu. Avem eu aș face asta. Da. Nu, cine era în formă de ghișeu? Warhol era în formă de ghișeu. Și pentru mine Warhol, ca cineast, mi se pare extraordinar. Ca pictor, să zicem, nu mă pricep, mi se pare mai puțin. Dar ca cineast e necunoscut. L-ai aprofundat în ultimele luni, știu asta. În ultimii doi ani, e cinemaul care mă interesează cel mai tare. Dar Warhol avea chestia asta. Warhol nu făcea decât ce spunea mai alții să facă. Bine, dar o făcea într-o formă. Era sistematic. Lui, încât, sigur, dar indiferent ce venea, ceva, dar să tritura. Acolo așa spunea, de exemplu, aia Coca-Cola, ea întreba, ce să mai pictezi? Eu zis, să ia o sigă de cola, picta sigă de cola. La un moment dat i-a zis cineva pictează ce iubește cel mai mult. Dar gândi, iubesc banii cel mai mult. Așa au apărut picturile alea cu bancnotele de dolari. Dar pentru că am ajuns la Warhol, de pildă, cinemaul lui care e complet ignorat, din foarte, foarte multe motive, unele care țin de el, unele care țin de moștenirea lui, să zic așa, unele care, și multe care țin de faptul că sunt filme foarte dificile. Mm-hmm. Sunt multe, sunt enorm de multe, între 63 și 68, practic în 5-6 ani. Cred că Warhol a făcut 100 și ceva de filme de lung metraj. La San Sebastian sau la Cluj, unde predai, vorbești despre ele, arăți, le comentezi cu studenții? Am mai vorbit, dar nu-mi interesează. Adică el interesează foarte. Dar cine vrea să vadă filmele, două, trei filme de Warhol, le găsiți pe UbuWeb. Căutați pe UbuWeb, e un motor de căutare și poți să găsești. Ori ideea asta că Warhol făcea niște filme care erau într-un fel, unde aceste exigențe pe care tu le vezi într-o perspectivă ușor romantică, să zic, despre artă, ele nu există. Și asta nu face ca operele lui, să zic așa, să fie mai puțin fascinante. Da. Din contra, aș zice, știi? Adică să faci un film pe zi, cumva, într-un mod care excludea din start
Posteritatea pretențiile romantismului, da, în sensul... Nu, nu, și excludea din start obținerea de rezultate bune, cu adică ce actorie poți să mergi la alea de fi la filme, să spunem așa, documentare, lui Argon, care filma cu toată repetiția, lui Velvet Underground sau nu știu ce, e un pic altă discuție, dar există filme de ficțiune, cum e Vinyl, care e prima adaptare după Portocala Mecanică, de fapt, are un film de 70 de minute, făcut într-o după-amiază, cu actori care joacă, nu știu ce, dar făcut într-un fel care e, pe de-o parte, fascinant și extrem de reușit, pentru că nu toate sunt reușite, chiar în dimensiunea asta. Ar fi fost și înspăimântător. Da, dar reușita lor vine, dacă vrei, reușita lor, dacă există, pe mine există la un nivel foarte mare, vine din faptul că nu a încercat, așa, în mod de taoist, să-i spunem, n-ar fi încercat deloc să obțină ceva bun. Dar e foarte greu să-ți asumi că încerci să obții ceva prost, cum o făcea Warhol, pentru că nu făcea decât o singură dublă. Asta indiferent ce se întâmplă, de fapt, cred că aici este chestia, adică să înțelegi la un moment dat că nu există culise, nu există prealabil, nu există preludiu, există doar actul care continuă, nu există secvența asta, întâi mă pregătesc, apoi îl fac, după îl meșteresc la el. Foarte greu să faci asta. Este, pentru că în general... Și foarte greu să-ți asumi lucrul ăsta. Da. Adică să-l faci, să faci un film în felul ăsta, să vrea să-l proiectezi, să încerci să-l vinzi, nu doar la evident. Spune-ne, te rog. Pentru că, uite, ne întoarcem la punctul ăsta. Cum a fost la San Sebastian? Din filmele la care știu că lucrezi acum, e cel puțin unul, cred, de care ne-ai putea spune câteva cuvinte în premieră? Câteva. Bun, la San Sebastian a fost o invitație de o lună pentru a ține un atelier la facultatea de film. Acolo, chestie care m-a... mi-a și plăcut și pe de altă parte mi-a amintit de ce spune foarte bine. Există un muzician, actor, mai nou și pictor, John Lurie, care a jucat și a provocat între primele două filme ale lui Jarmusch, Permanent Vacation și Stranger Than Paradise, și care are o carte autobiografică. Uite, dacă mă zic, nu e o carte bună, după părerea mea. Iar el, mă rog, e și foarte narcisist și un pic plin de sine, dar zice la un moment dat ceva care m-a marcat, am citit-o vreo 2 ani. Vorbește de faptul că în underground-ul ăsta new-yorkez, în care funcționa el atunci ca muzician, mai degrabă și poate ocazional ca actor, era un grup mai mare în care mai erau oameni care făceau teatru underground, filme underground, Eric Mitchell, o mare figură a filmului independent american din perioada aia. Și așa mai departe. Și când a apărut Jarmusch, care era student la NYU, la film toată lumea s-a uitat la el ca la un idiot, adică unui student la film, adică era o chestie de râs, de a râde de cineva care e student la film, pare într-adevăr. E, chestia asta, gândindu-mă mai mult, sper că e ceva adevărat, dubios în a face o școală de film ca să devii regizor, dacă vrei să devii, nu știu, operator sau sunetist sau așa. Sunt niște lucruri care țin de tehnică foarte mult și care e bine să le studiezi, să zicem, într-un cadru de tipul ăsta. Dar să înveți să fii regizor e un pic, tot și la literatură nu vei să fii scriitor. Sigur că nu. Și atunci toate școlile de film, de fapt, sunt organizate într-un fel de impostură generalizată. Nu e așa, știi că nu. Eu așa cred că e. Gândește-te numai la asta, că există inevitabil, tocmai pentru că e atât de durabilă forma asta, învățământ, exact, cu un capeț educația aia vizuală, cum o capeți pe aia muzicală. Trebuie instituția, pentru că dacă ești cu totul în afara instituțiilor, pornești, startul tău este stigma celorlalți. Și atunci, ca să stingi măcar startul stigmei, faci cu ala. Pentru că așa e organizată societatea, dar ar putea fi organizată altfel. În anii, cum spuneam, la începutul cinematografului nu existau școli de film. În sinea mea, eu știu că nu ești un filozof. Griffith nu era un filozof. Griffith nu era mai prost. Ai spus că trebuie organizată societatea. Nu, zic că așa este. Și e ceva și atunci cumva, de fapt, problema apare unde are de fapt John Lurie, cred eu. Nu e atât în ce vorbeam, că n-ar trebui să existe școală de film. Asta e sigur, e așa o exagerare, dar în momentul în care intri într-o școală de film, eu neintrând, n-am avut experiența asta, în felul ăsta, am fost asistent de regie, am găsit și mai departe, dintr-o dată intri într-o formă care pare că taie foarte mult din asperități, pare că taie foarte mult din... Și instituționalizează și face lucrurile academice, ca să zic așa, într-o măsură, dacă studenții nu sunt atenți. Și asta mi se pare că se vedea și aici, chiar și aici în Spania. Adică toți așteaptă să li se întâmple ceva, să învețe.
Marvinior, eu ce am făcut acolo a fost să le dau un text al lui Thomas Bernhard și să-i pun să fac un film după el cu Marius Pandur, operatorul care lucrez. Pentru că am zis, nu am ce să predau, adică ce să vin eu să zic ce, nu știu. Nu, chiar nu știu, adică nu știu să, dincolo de niște lucruri pur tehnice sau pur legate de, să zicem, istoria filmului sau de istoria mizanscenei, să zic așa, dacă pot să mă exprim în forma asta, foarte imperfectă, eu nu vreau să predau nimic și nu am nimic de comunicat eu personal către cineva mai tânăr. Nu m-aș simți foarte prost să încerc să fac asta. Și atunci toată chestia e să încerci să provoci, da, să provoci în ei să facă ceva și atunci poți observa că sunt niște diferențe între ce e în România și ce e în străinătate, dar nu vreau să cădem în toată chestia asta, la noi e mai rău, pentru că evident la noi e mai rău. Dar pe de altă parte vezi lucrul ăsta comun și anume că cine face școală de film, deși cu siguranță cei care termină acolo datorită sistemului, da, datorită faptului că există etapa următoare, ajung mai undeva, fac film mult mai ușor, da. Și practic de acolo lucrurile se mai schimbă și dar există și un anumit cum să spun, un anumit academism, n-am cuvânt mai bun acum, sau un anumit conformism. Totuși să fii, e ca și cum te duce să studiezi muzică punk și te duce la facultate și deodată ai... Sau poezie, ca să înveți să scrii un poem. Sau poezie și ai profesor, ai administrație, zici, stai domnule, numai chitara mai încet, că e cam, știi, mâine cu chitara. Astăzi facem istoria la Sex Pistols și nu știu ce, cam așa sună o școală de film, care, cum spuneam, calitatea, dacă pot să zic așa, a cinematografului, încă foarte puțin, în ce mai puțin e că e un pic mai... mai cu asperități, o artă care nu e atât de îmblânzită ca toate celelalte și sper să rămână așa, că de fapt nu o să rămână așa, cu siguranță, e îmblânzită. Pentru continuu. Că direcția este tocmai să mapeze absolut și să găsești aici, rețeta sub toate. De aici și obsesia în industria de film pentru scenariu. Da. Pentru scenariu e o obsesie din ce în ce mai mare, sau eu așa observ, din ce în ce mai mare, că atunci când încerci să finanțezi un film, și care vine, știi cum, că mai povestea asta undeva, Godard are o anecdotă despre apariția scenariului, care, sigur, e spusă în glumă, dar cred că e ceva adevărat. Spunea că la începutul cinemaului, oamenii mergeau, nu știu, filmau, fie o chestie documentară, frații Lumière, fie făceau un mic film cu gag-uri, cu nu știu ce, și la un moment dat contabilul de la compania de producție a zis, ia puneți voi pe hârtie ce vă trebuie mâine, să zicem. Ai, nu știu, 10 banane, 5 tarte cu frișcă, 7 inși, o cafenea. Și așa a apărut scenariul, ca un instrument al contabilității, de fapt. Uh-huh. Și atunci lucrurile sunt în film, în industria. Mi se pare că se văd foarte bine la Centrul Național de Cinematografie în România, când aplici, aproape se judecă numai și se punctează numai scenariul. După numărul de banane. Evident că nu, dar în esență tot la asta se ajunge. Ceea ce în teatru mi se pare că nu se întâmplă neapărat așa. Adică dacă un regizor ca Nea Sandu Dabija, care sper că mai e aici cu noi, aplică sau vrea să facă o piesă de Alexandrie și un alt regizor la teatru respectiv vrea să facă o piesă de Shakespeare, să zicem, nimeni nu o să-i spună, domnule, trebuie să facem pana cu Shakespeare pentru că e textul mai bun. Nu există chestia asta. Adică există fel de multe motive pe care nici nu le știu foarte bine, dar nu există în teatru, chiar așa instituționalizat, cum mie mi se pare că există mai multă libertate decât în cinema. Și pentru că poate că e mai descentralizat, nu este? Zici tu? Pe scenariu se bazează. N-aș zice că se bazează. Se bazează pe text, dar înseamnă că e nici mai rău și în teatru. Aveam senzația că nu e chiar. Cred că Alexandru Dabija ar putea da răspunsul cel mai competent de departe. Lasă-l în pace, nu vreau să-l chinuim și pe el. Destul de chinuiu pentru tine. Așa, Radu, uite, ești formidabil că ești așa intens. Și vrem să ne bucurăm împreună de cei care au venit cu noi în seara asta. O să fie câteva întrebări din partea lor. Dar înainte de asta, pentru că mai sunt câteva minute care ne revin, vreau să te întreb, știu că am văzut asta de multe ori, am văzut-o și înainte să ne... Și înainte să ne întâlnim și în interviurile tale și în reacția ta la unele cronici care au făcut ceva vâlvă, tu reziști foarte bine la critici. Cum s-a format la tine această capacitate de a dizolva, știi? Adică au fost critici năucitoare, au fost, nu vorbesc de partea aia foarte
foarte nasoală, săptămânile, cum ziceai tu odată, din preajma premierelor și din preajma transmisiilor TV, în care lumea te înjură, te amenință cu moartea, câteodată, s-a întâmplat și asta. Și nu poți să iei în serios. Nu poți să iei în serios, dar... Nu ne victimizăm acum. Nu. Dar vreau să spun, deci alea sunt cazurile extreme. Dar tu, în general, ai o... Tu digerezi mult mai bine critica. Tu știi foarte clar că dacă unuia nu i-a plăcut sau are obiecțiile X și Y așa, este foarte îndrituit să le aibă. Adică tu ai un comportament diferit în general față de personalitățile publice românești care sunt niște mimoze formidabile, trăiesc completamente protejate sub umbrela asasinatului cultural. Da. Adică dacă cumva le-ai atins cu o floare sau risipit pe podea. Deci tu cum, de unde a început această rezistență a ta, care face parte, să mă ierți, din istoria stoicismului românesc, care e foarte scurtă, e o istorie foarte scurtă, dar tu te încadrezi cu succes în așa ceva și vreau să știu mai mult, vrem să știm mai mult cum faci să nu-ți pese, să nu... Bun, e o chestiune... Dar nu e vreo că nu-mi pasă, e vorba de altceva. Să nu te schimbe, să nu te... Nu, să nu te... Să te reiască, să te... Da, că dacă metabolizezi asta... Mai ales în cinema, care iarăși și face parte din mica putere care mai rămâne, nu o să vezi toate reacții atât de violente față de un spectacol de teatru, față de un concert, față de... Habar n-am, o poezie, mă rog, o poezie, dacă se mai întâmplă chestia asta cu premiul Eminescu, exact, tot felul de cretini de ăștia. Dar altfel, la cinema, poate pentru că se proiectează mare, asta e singura mea explicație, știi, pentru că vezi imaginile mari. Chiar dacă nu mergi să vezi filmul, nici are importanță, faptul că îți reprezinți încă o imagine mai mare, face ca reacția să fie mai violentă, de multe ori. Și acum, sigur, critica se împarte și ea în foarte multe, adică putem să împărțim și reacțiile critice în unele care sunt foarte bine argumentate, foarte, nu știu ce, până la cele de începând de la astea, până la cele care sunt insulte foarte scurte și mai departe, și mici amenințări și nu știu ce. Da. Cum să spun, eu am observat de la bun început, de la primele scurtmetraje care erau, că eram extrem de afectat. Extrem de afectat. Așa. Adică, odată când îți vedeai numele dintr-o dată și era înainte de perioada Facebook, când acum și ai numele, te identificai cu el și o luai ca pe o rană personală. Da. Și așa, mamă, era ceva. Vulnerabil. Deci ai fost vulnerabil și te-ai devulnerabilizat. Asta te întrebam. Da, asta s-a întâmplat, dacă vrei, apărând... Deci, am fost multă vreme așa, foarte sensibil și foarte timid. De fapt, par mai nesimțit așa, tocmai din cauza că sunt timid. Eu de ce fac interviuri cu tine? Dar... Și încetul cu încet am descoperit, de fapt, că dacă lucrez mai mult, ceea ce oricum vroiam să fac, atunci cumva tipul ăsta de reacție emoțională se estompează, pe care poți să o ai. Plus că te și tăbăcești, știu, chestie. Nu o să-ți placă ce să spun, dar asta se numește o tehnică spirituală. Și așa o chestie, și mai e o chestie importantă aici, și anume că rațional, dacă e odată că mă interesează critica, realmente mă interesează, eu citesc, nu neapărat despre mine, citesc foarte puțin, dacă mă interesează cineva anume sau nu știu ce, dar mă interesează, adică citesc și critică și teorie de cinema, asta odată, deci mă interesează dimensiunea asta. Și în plus, cred că există o falsă raportare, dacă vrei, o idiotă raportare în general a artiștilor la critici. Acum a fost și la unor critici, la artiștilor, artiști în general, că sunt habar n-am, de la scriitor, la cineaș și așa mai departe. Un soi de... Și pe de-o parte, artiștii consideră că criticii sunt niște idioți frustrați care nu ajung la înălțimea creatoare a lor și din frustrarea asta se naște o reacție negativă, pentru că atunci când sunt lăudați, nu li se mai pare că ea sunt niște frustrați. Zic, doamne, a scris cu taie spre mine că sunt foarte bun. Da. Normal, se vede că e un tip de știu. Și am văzut chestia asta realmente la nivelul ăsta atât de primitiv. Da, atât de primitiv, la oameni foarte talentați. Da. Și mai departe. Da. Și există mai puțin și despre critici am cunoscut o, mă rog, o mică, tot argentiniancă, care avea reacția asta, avea un soi de dispreț față de cineaști și o admirație uriașă pentru istoria filmului și pentru filme, dar pe cineaștii consideră niște un fel de cretinoizi care nu se ridică la înălțimea
cunoștințelor teoretice sau de critică de film sau de cinefilie pe care ea sau alți câțiva din domeniul ăsta al criticii de film foarte rafinate le au, știi. Mi se par amândouă, mi se par două direcții foarte toxice în esență și cred că mai degrabă Godard a tranșat pentru mine definitiv chestia asta încă din anii 60, de când a început să facă filme, când a fost întrebat, da, după 10 ani de făcut critică de film, acum cum te raportezi? Și a zis, da, e același lucru. Să scrii despre filme sau să faci filme este fix același lucru, cu alte instrumente. E un mod de a face cinema, de fapt. Da. Și da. Cred că așa e. Da, și asta împacă multe, federează multe, dar e greu de dus vorba asta. Adică trebuie chiar să fii de ambele părțele ale acestei frontiere. Nu mi se pare greu de dus, deloc. Deloc? Bine, deloc, bine, da, adică... poți face pentru că faci bine... Da. Pentru că faci bine filmele, dar... Dar nu, unul că n-are importanță dacă sunt bune sau nu proaste, pentru că și chestia asta e iarăși, nu vreau să că începem o discuție interminabilă, dar să definești ce înseamnă o operă de artă bună, în funcție de ce, la ce te raportezi, la ce sistem de referință, așa mai departe. Deci, oricum, orice operă bună poate să fie considerată proastă din alt punct de vedere, la fel de legitim. La fel de legitim. Deci suntem în acest relativism, ca să spun. Suntem într-un fel. Da, suntem. Da, păi asta e, adică pentru nu că, e. Pentru că asta s-a pățit, nu? Adică asta se întâmplă. Asta s-a întâmplat chiar și ție. Adică, dar nu se întâmplă să mă gândesc la asta. Da, să mă uit la filme. Când mă uit la filme cu un anumit ochi sau cu un anumit punct de vedere, de-aia nici nu... sunt un pic, dacă vrei, defazat față de multe din lucrurile considerate, din filmele, să spunem că aici mă interesează mai mult, din filme considerate capodopere ale contemporaneității, pentru că nu... Contești canonul, inevitabil, asta în formare... Toată lumea îl contestă într-un fel sau altul, depinde cum nu o faci, depinde din ce punct de vedere, pentru că nu o poți face și toată istoria asta a cinemaului există. Eu știu, un manifest important, altfel, al treilea cinema se cheamă, al unor tip de stânga din America de Sud și mai departe, până anii 60-70, care spuneau, și e acolo o parte de adevăr, spun, trebuie să renunțăm la chestiile astea burgheze, cum ar fi gust, estetică, imagine, actorie bună, actorie de calitate, contează mesajul și, sigur, forma în care el să ajungă la cât mai mulți oameni și mai departe. Nu mi se pare că unele din filmele astea sunt absolut catastrofale, unele sunt extraordinare, din punctul meu de vedere. Acum, sigur că se poate relativiza și mai mult, și mai mult, și mai mult. Nu știu, n-am un răspuns la întrebările astea, cum să spun, importante și foarte, foarte greu de nu cred că există un răspuns. Și la fel, noi suntem acum, cel puțin în cinemaul european sau în ceea ce se cheamă cinema de artă, într-un anumit sens, construiți de gusturile festivalurilor importante de film, de gusturile marilor reviste de cinema și mai departe, care din punctul meu de vedere uneori sunt juste, da, din punctul meu de vedere, dar de foarte multe ori dau rateuri și ce rămâne pe din afară e de cele mai multe ori sau de foarte multe ori, în multe cazuri, mult mai bun, mai interesant, mai valoros, dacă vrei să folosesc cuvântul ăsta, decât ce intră. Ceea ce înseamnă, ce nu înseamnă pentru public în general, decât că tu îi urmărești pe toți aceștia. Adică nu te poți, în niciun caz, adică îi întâlnești, sunt colegii tăi, ai un dialog cel puțin tacit cu lucrurile astea care nu intră neapărat. Da, e valabil într-o măsură. Da. Într-o măsură, pentru că nu vreau să fiu și pentru istoria filmului. Da. Pentru... Nu știu cum e în istoria literaturii, abar n-am, nu cunosc. În istoria religiilor, sigur. Adică confirm. Da, da, observă, dragul meu, că ai schivat de două ori. La ce nu crezi? Trebuie să ne spui. Nu, n-am schivat. Trebuie să ne spui. Trebuie să ne spui. Păi încerc să fac un film care... al cărui titlu l-am schimbat, se chema Un caz din practică, pentru că, deși un titlu cehovian, era de fapt legat de faptul că e pornea de la un caz observat, să zic așa, de raportul de muncă, despre raportul de muncă, și l-am schimbat într-un titlu al unui aforist polonez, Stanislav Jerzy-Lec, sau Lec, nu știu cum se cheamă, dacă știți, care spune, nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii. Mi s-a părut că e un aforism bun și l-am luat să-l folosesc ca titlu. Și filmul e foarte greu de rezumat, după părerea mea, ceea ce e considerat de cele mai multe ori, apropo de industria de film, o eroare impardonabilă. Adică tu trebuie să poți să-ți rezumi filmul în trei rânduri, dacă te duci la piața asta de finanțare sau unde aplici, pe nu știu unde.
E o problemă pentru că e un film mai nestructurat, e un film oarecum în două părți care nu sunt legate între ele și o primă parte are un film de montaj în sensul în care aș vrea să văd de remake, care nu e un remake de fapt, doar folosește niște imagini sau intră, e un dialog, un film din anii 80 care se cheamă Angela merge mai departe al lui Lucian Bratu și pe care vreau să-l bag în propriul meu film, să vărs din el și să montez cu niște situații și niște imagini contemporane. Chestia care sunt sigur că va funcționa mai bine pe ecran decât povestit, pentru că așa pare așa o chestie. Te înțelegi, da, sigur că da. Cred, da. Sper, nu știu. Că eu dacă ar fi invers, ai devenit scriitor. Da, nu știu. Da. Și atunci, în fine, e în jurul acestei idei. E un film care nu e un film bun, după mintea mea, dar e un film extraordinar de puternic și cu foarte multe calități, inclusiv una care e esențială în cinema, dacă vrei, pentru că pentru mine, pentru toată lumea, așa a început. Cinema e un mediu de reprezentare prin înregistrare, adică înregistrezi faci niște poze, faci fotografii, faci fotografii pe care le dai cu anumită viteză și obții o reprezentare foarte imprecisă și foarte imperfectă a mișcării. Deci dimensiunea asta, să zic documentară, că n-am alt cuvânt, care ține strict de actul înregistrării, eu pentru mine e mai importantă decât ceea ce numim artă. Știi, în cinema sau dacă vrei, arta e foarte tare legată de capacitatea unui aparat ca ăsta de a înregistra, de a arhiva. De a arhiva, de a reprezenta ceva prin intermediul unei registrări, care e ceva de-aia și, într-un fel, pretenția artei, pretenția cinemaului de a fi considerat artă, mulți ani, multe decenii a fost cumva pusă sub semnul întrebării, pentru că e legat vorba lui Sandu. Sandu David spune, bă, dacă voi cu cinema, dacă vă scot din priză, s-a terminat cu arta voastră. Și are dreptate în felul lui. Dar, uite, să știi că există ceva care aduce a scos din priză. Sunt câteva, o să zici că revin la scenariu și la teme, dar nu cred că e așa. Pentru că Andrei Gorzu, de pildă, observă și Veronica Lazar, observă amândoi, că tu ai compensat într-un fel, inevitabil, indirect, oblic, ai compensat absența reprezentărilor, de pildă, ale formelor de antisemitism, le-ai compensat împreună cu Adrian Ciuflancă, inclusiv cu suportul a ceea ce a descoperit el în arhive și cu toate competența lui uluitoare în a documenta Holocaustul românesc, pentru că aceste reprezentări pe care o artă le poate aduce în imaginarul nostru ăsta cu care trăim zi de zi, asta e o chestie esențială în sensul arhivei și a compensării realității până această înregistrare pe care o face aparatul și cinemaul. Adică noi n-aveam de fapt, pentru că asta e reprimarea, asta e suprimarea, noi nu mai aveam de fapt de uz public, nu aveam problematica unor imagini, unor reprezentări mentale a ce înseamnă, de pildă, rasismul de începutul secolului XIX, când încă erau sclavi, cum de fapt a fost în carnea acelor zile antisemitismul românesc în, nu știu, să zicem, după 38 sau 40-41. Ori aici arta ta are chiar o funcție socială imediată și recuperatoare și... Adică din vorbim asta de așa. E un război aici lângă păi noi. Să știi că da, apropo de importanța artei. Ca să știi că astea se evident că sunt legate, pentru că ordinul de mărime, că asta se sizez, ordinul de mărime este foarte în defavoarea unei arte comemorative într-un fel. Pentru că se întâmplă, as we speak, se întâmplă, e devastator, e un ordin foarte mare și sperăm să nu prindă toată planeta. Dar asta nu invalidează ceea ce cred, încercam să spun adineori, pentru că există ceva profund compensator. Adică asta o spune Andrei Gorzu, nu spune mie. Andrei Gorzu se pricepe, eu doar l-am citat. Mai încerc să-mi fac lecție. Cred că pică aici pe ceva esențial pentru noi toți. Adică trebuie ne uităm la un film de Radu Jude și abia aștept următoarele, cu tot cu această componentă, cum se spune, în prezent, noi în prezent avem de gestionat o sumedenie de probleme, dar și cu compensarea asta istorică pe care atunci când tu faci un plonjon cu imagine cu tot, încapsulând
de pildă cazul de la 1835, cum este aferimul, tu dai ceva înapoi pe care nu l-am avut nici până educație școlară de istorie, nu l-am avut nici până fotografiile timpului, nu l-am avut nici până educația familială, nu l-am avut nici până, știi? Și dintr-o dată vine acest lucru pe care tu îl faci, asta a fost foarte important la aferim, îl faci după toate regulile meseriei, într-un sens extrem de exact, adică mi-aduc aminte cum povesteai, că nu, adică nu e niciun cuvânt în aferim care e 1835 din 1836. Adică este atât de bine controlat ca istoric. Nu, te-am iertat. Nu sunt. Te rog, nu fi iertat. Așa este, Radu. Da. Sunt și din creat. Da. Nu, dar din delirul tău mă pot lega de o chestie și anume, care mi se pare importantă, și anume o reticență istoricilor, de pildă, de a care vine, cum spuneam, toate lucrurile dinainte, de a lucra cu imaginile. Da, da. Și de pildă, când am făcut Barbari, mi-este indiferent dacă noi am uitat ca Barbari, unul din lucrurile pe care le-am și băgat în film, pentru că m-a marcat, a fost filmul înregistrat documentar cu procesul mareșalului Antonescu din 46, cele două 46. Execuții. Nu, dincolo de asta, dar e un moment, apropo de pogromul, de masacru de la Odessa din 41, unde, care e, bineînțeles, negat de foarte mulți oameni, spun, nu există, n-a fost, nu știu ce, bun, toată all that jazz negaționist. Dar e un moment acolo foarte puternic, în care, în timpul procesului, este interogat. Apropo de asta, știi că am zis intervievat, Errol Morris povestește de John Le Carré, care la un moment dat, mă știu ce, tot întreba pe jurnalist sau așa, și ăla i-a zis, domnule, e un interviu sau un interogatoriu? Și John Le Carré a zis, care e diferența? Bun. În fine, e un moment în acest interogatoriu unde, John Le Carré știa ce înseamnă și John. Procurorul ăla, care era tipul ăla cu accent rusesc, nu știu cine era, zice, când a avut loc masacru. Știi? Și Alexandru răspunde imediat, fără niciun fel de ezitare, fără niciun fel de surpriză, fără niciun fel de chestie care ar arăta o necunoaștere a lui despre acest eveniment. Spune, masacrul a avut loc la 23-24 octombrie. Și am și pus personajul să dea înapoi, să deruleze înapoi la arhiva de film materialul ăsta, pentru că mi s-a părut extraordinar de puternic și de ca o dovadă, dacă vrei, pentru cei care neagă și mai departe, că la momentul respectiv lucrurile au fost orchestrate. Dar nu, era common knowledge, să zic așa, toată lumea știa. Adică când am fost întrebat când a avut loc masacru, am zis, stai, domnule, puțin, care masacru? Nu știu, la ce vă referiți? A zis foarte clar, 24 octombrie, foarte precis. 21 decembrie 89 față de 25. Cam așa e, clar. Săptămâna aia. Lucrurile astea, lucrul ăsta sau momentul ăsta, niciuna din cărțile despre regimul Antonescu, despre proces, nu e menționat. Nicăieri. Pentru că nimeni nu l-a văzut, de fapt. Sau nimeni nu l-a văzut cu atenție. Cu atenție. Da, într-un fel. Știi, mi se pare... Astea sunt lucrurile care mă interesează, într-un fel, apropo de ce vorbeam. În fin, nu știu dacă e un exemplu. E un exemplu. Radu, întrebări din public, prietenii noștri vor avea, ca să ne încadrăm în ceea ce am convenit. Vă invit să îl aveți aici, 10 minute, 12 minute, mitraliați-l, vă rog. Cred că acesta. Poate am răspuns la tot. sau cel puțin una, nu știu. Vă rugăm. Unde ați filmat aferii? Că e superb. E superb. Asta mi-amintește, e altă chestie foarte interesantă, că, sau mi se pare mie interesantă, că acum vreo 4-5 ani am fost invitat la Facultatea de Filozofie. La o discuție publică, deci nu comit o bârfă că vin și vorbesc despre chestia asta cu filozofii. Sau, mă rog, absolvenți, profesori de filosofie despre aferii, care a fost, repet, nicio problemă cu lucrul ăsta, considerat
că nu e bun, că nu știu ce, că nu știu ce. Bun, ok. Și la un moment dat... Cine de la filozofie a spus că nu e bun? La un moment dat, n-are importanță asta. La un moment dat, unul din organizatori, din participanți, profesor de estetică, printre altele, cred, sau de... După niște referințe la filozofi greci pe care nu le-am înțeles foarte bine, pentru că erau și spuse în greacă. Adică nu am înțeles nimic. Chestia asta, apropo de ce vorbim mai devreme, adică omul m-a văzut acolo, imediat a zis, păi da... Te rog să iei delirul de care m-ai acuzat pe mine și dă-i lăstuie. Era în glumă. Era în glumă. Dă-i lăstuie. Era în glumă. Asta e evident, evident. Dar ăștia și totuși, era la finalul întâlnirii. Un cuvinte în greacă. Unde eu am fost foarte șocat pentru că mă așteptam, am fost înainte foarte... Am zis, băi, mă duc eu, sunt niște filozofi, ăștia știu lucrurile astea, îți dai seama. Ce-ți plac lucrurile riscante, de duci să mă rog. Nu, dar mi s-a făcut că nivelul a fost foarte jos. În fine, din partea lor. Și la un moment dat cineva a zis, ca dumneavoastră, a zis, domne, măcar, zice, nu e un film bun, dar din punct de vedere estetic este fără cusuri. Da. Și eu zic, cum adică din punct de vedere estetic? Și a zis, mă refer la faptul că regula... Da. De aur, din compoziție, în imagine, este respectată și se vede și nu știu ce. Și zic, bine, dar... De punctul de vedere al lui Heraclit, ai făcut un film acceptabil, înțeleg. Dar zic, dar dumneavoastră vedeți lucrurile în felul ăsta, adică să vezi o imagine în mișcare, care asta, și asta e esența cinemaului, să o judeci după criteriile după care se judeca o imagine fixă. Și habar n-am, înainte de secolul XIX, înainte de Cezanne, înainte de... mi s-a părut halucinant. În fine, ca să revin la dumneavoastră, acest film superb a fost filmat în o parte în Munții Măcinului, o parte în Oltenia, o parte pe lângă Râmnicu Vâlcea, o parte pe lângă București, o parte pe lângă Brăila. Cam așa. N-am putut, aș vrut să filmez niște lucruri și în alte părți, dar e dificil și costă mult să duci o echipă întreagă, să cazeze, să nu știu ce, în afară, deci cumva... Astea au fost regiunile pe care le puteți și vizita, dacă doriți. Avem o țară foarte frumoasă. Da, asta a fost interesant, e că a fost unul din lucrurile pe care le-am intenționat când am făcut. M-am zis, cum ar fi, știți, să povestea să se întâmple, să nu fie cum lumea... Pe vremea aia era o acuză la adresa filmelor românești că arată lucruri urâte. Da, da, da. Și, dumne, dar n-avem și noi peisaje frumoase, n-avem... peisaje locuite. Știi, da? Adică alea de ce nu le vedem într-un da? Am zis, uite, o să fac un film în peisajele astea. Da, asta n-a contat. Ești de ironie mordantă. Și mi-am amintesc, da, și asta, mi-am amintesc când m-a întrebat cineva ca tine, la ce lucrezi sau așa, era o doamnă de la o agenție de publicitate și zic, un film, se petrece în secolul XIX și zic, vai ce frumos! Balet Rocky, ce nu? Frumos, ce faci, ce frumos! Cu cine duci la o sală de bal. Baluri, cu bal, da. Vă rog. Mi-a fost și eu o întrebare. Vorbesc mai devreme de obiectivitatea asta a domnului județean. Radu, poți să-ți pare că ești așa familiară? Nu-mi spuneți, Radu. și eu mă gândeam așa la, tocmai citam o chestiune legată de nevoile astea de bază cu care ne naștem, a fi autentic și a fi apreciat și ele se află așa într-o complementaritate. E a doua oară când vă văd, te văd live și ești extrem de autentic și voiam să întreb dacă chestiunea asta a venit cu timpul sau e o chestiune... Autentic? Dar cum ai putea să nu fii autentic dacă ești în fața cuiva? Adică vrând nevrând, se vede. De amorul artei foarte multă lume, apropo de cadrul ăsta foarte elitist în care... Păi eu aș fi elitist dacă aș avea... calitățile, dacă avem ce. Atunci aș fi și mai așa, n-aș discuta. Nu știu cu mine. Nu este nicio nevoie de a fi elitist, adică nicio nevoie de a fi altceva decât poate simți sau ești sau... Nu, bun, eu acum... Asta e, nu sunt. Dar nu, unul la mână, că nu cred că e așa. Pentru că toată lumea are o mască și toată lumea... Și nu știu, acum trivializăm totuși... descoperirile lui Freud. care preced cinema. Nu, care sunt cam deodată. Nu, zic primele descoperiri. Primele, dar e interesant că e apărut cam în același timp. În fine, nu știu ce să răspund, nu știu, serios. Nu, dar într-adevăr, în cultura noastră există această obsesie a elitismului și chiar o
o, cum să spun, o încurajare, nu, de către... Atunci și asta mă se întreba, ai fost vreodată elitist? Da, din păcate, într-un anumit sens, sunt elitist, în sensul că, cel puțin în ceea ce fac, în cinema, țin la niște lucruri care sunt, într-un fel, considerate elitiste și poate că și sunt. Și nu mi se pare că e un lucru rău ăsta dacă el e asumat ca atare și dacă nu vine doar ca o dorință de superioritate față de... Pentru că, de exemplu, acum e o discuție care apare un pic și în dialogul ăsta dintre Gorzo și Iovanel despre se vorbește la un moment dat de faptul că arta, inclusiv cinema, nu are anumite forme care sunt considerate elitiste și forme care sunt populare sau considerate populare și în chestia asta oricum se oscilează foarte mult pentru că acum, de pildă, cei care văd filmele noir de anii 30 sau filmele de serie B, pentru că există un întreg cult și pe bună dreptate, pentru că din multe puncte de vedere sunt foarte interesante și nu doar din punct de vedere politic sau sociologic sau istoric, aceste filme de serie B nu mai sunt văzute acum de un public larg, ci de oamenii de cinefili foarte rafinați și mai departe. Bun. Ce vreau să spun e că există acum o întreagă discuție legată de cinemaul popular care ar fi cel produs de platforme gen Netflix sau produs de francizele astea gen Avengers, nu știu ce, și a avut peste tot. Adică există un curent de gândire care e cât se poate de legitim în felul lui, că spune, dom'le, de fapt adevăratele filme populare sau filme care au grijă, care sunt, se interesează și de gusturile publicului larg, sunt astea... Netflix sau nu știu ce, serialele TV și așa mai departe. Ori asta mi se pare că e o discuție, mi se pare complet greșit, pentru că ea interesează pur profitul, banii, exact, care, da, care sunt enorm, adică, de mulți. Adică, Radu, ei nu fac schițe pentru un film popular cum ai făcut cu Babardeala. Nu, dar nu, fac nicio, filmul nu, popular, nu, popular, nu, ca să ia banii direct. Dar eu am lucrat în televiziune, adică, am lucrat în televiziune, sigur. N-am lucrat la Netflix sau pe nu știu unde, am lucrat la ProTV în anii 2000 sau la Prima TV, nu știu, și știu cum se pune problema, adică toți oamenii știau, o să spună filme, emisiunile TV pe care le făceam noi la ProTV, eram încurajat să le facem cât mai, orice chestie pe care o propuneai, care era așa un pic mai, nu știu, se izbea de șefi care spuneau, ați uitat că telespectatorii sunt niște vite, niște cretini care trebuie tratați ca atare, vii tu cu chestia asta, o ducem pe Loredana să cânte Loredana, s-a terminat discuția, lasă să trebuie să vândă reclamă așa mai departe. Și cu siguranță așa se pune problema peste tot. Adică nu așa s-a pus în tot ce am întâlnit. Și am lucrat foarte mult pentru că... E clar că ești elitist. Adică aici diferența e maximă. Și în punctul ăsta de vedere sunt elitist, da. Adică sunt elitist în sensul ăsta pentru că nu pot să consider publicul niște idioți. Adică asta mi se pare foarte greu și foarte toxic. Și de fapt ăștia îi consideră idioți tot ce înseamnă platformele mari, tot ce înseamnă... filmele astea de alminteri, blockbuster astea de Hollywood, acum chiar se fac, sunt, în fine, nu intru în discuție pentru cine vrea găsește pe internet, sunt finanțări din astea de bănci naționale mari, Deutsche Bank, de exemplu, bagă o grămadă de bani în Avengers sau nu știu ce și vor să-i scoată o dobândă mare, ca să zic așa. Să vii să spui că asta înseamnă că-ți pasă de public, mi se pare... Da. Te rog. Da, poate că o idee care a traversat discuția voastră a fost cea legată de memorie și cum negociezi relația asta cu memoria. Și mă gândeam cumva că tu lucrezi foarte mult și cu arhiva, lucrezi și cu negocierea asta a memoriei vis-a-vis de momente traumatice din istorie, cu sclavie, holocaust și așa mai departe, dar în același timp creezi un anumit fel de memorie a care e acum asupra acestor eveniment, pentru că ceea ce faci tu este legat de momentul ăsta. A, da, da, înțeleg ce vrei să spui, în sensul că felul în care sunt filmele montate sau gândite și chiar difuzate. Și chiar difuzate au o marcă a prezentului și care și țin într-un fel de prezent. Dar e adevărat, dar altfel nu știu dacă merită făcut un film, da, care se ocupe de istorie dacă nu e relevant măcar așa sau măcar să ți se pară relevant, poate că nu e, măcar să ți se pară pentru prezent, altfel mi se pare că, pentru că există de fapt două tipuri de interes pentru istorie, unul de tipul ăsta, să-i spun așa, și celălalt care e de tipul magazin istoric, să zic, fără să am un dispreț pentru magazin istoric sau pentru... Și există oameni care spun, eu sunt interesat de istorie, adică mă interesează tot, de la gladiatori, la
ducesa, nu știu care, nu știu unde, tot ce apare în magazin istoric cumva, unde nu există o perspectivă, există doar o perspectivă de acumulare de informații și de obicei de informații exotice, ca să zic așa. Chestia aia nu mă interesează absolut, absolut deloc, zero, nu, n-am niciun fel de, de... Și vorbim aici cu, cu un istoric de meserie care poate să spună dacă, pe el, dacă tu vezi istoria în felul ăsta. Magazin istoric are un rol formativ foarte bun, dar nu ne interesează deloc la nivelul ăsta. Da. Și în plus, sigur că cinemaul are această... cum să spun, posibilitatea de a, de a transforma sau se poate transforma, dacă vrei, ca să zic așa, în cinema, se pot transforma în cinema obiecte sau lucruri care țin, care vin din, altă, din alte zone într-un mod poate mai ușor decât ar fi în teatru, să zicem, nu știu. Pentru că fie că sunt imagini de arhivă, fie că sunt imagini filmate de tine, în momentul în care te-ai hotărât să lucrezi pentru un proiect de felul ăsta, ele devin același lucru. Nu mai are, nu mi se mai pare că apare o diferență. La fel ca citatele, ca textele pe care le citesc, pe care le alegi, tocmai pentru că le alegi, pentru că le folosești, ca ready-made-urile, ca de la Duchamp începând. Și faptul că alegi paharul ăsta sau textul ăsta, e un act în sine. Da, și mi se pare că cinemaul e foarte flexibil la lucrurile, la lucruri de felul ăsta. Poate mai flexibil decât altele. Habar n-am, deși și literatura, că vezi cărțile cu Ivaca Zebal, Zebal folosește în ele fel de fel de lucruri, inclusiv fotografii și așa mai departe. Și le folosește într-un mod foarte interesant, pentru că uneori sunt folosite documentar, alteori sunt ficționalizate. E ceva, e un proces foarte complex la felul în care folosește el imaginile, în devenind transformat în literatură, de fapt. De-aia sunt și la o calitate proastă în cărțile lui și... Am auzit foarte multă lume sau am citit undeva, de fapt, de niște critici, că doamne, dar niște pont putea să le pună să se vadă mai bine. Or, special le punea să nu se vadă bine, pentru că aveau parte de trebuia să devină literatură, trebuia să fie foarte neclar și să fie un tipar prost și așa mai departe, să pară să... În fine. Radu, îți mulțumesc foarte mult. Colegul nostru. Așa. Te rog, Alec Bălășescu. Te rog. Dăm un răspuns mai popular. Așa, uite-am cum vezi. Ce vreau să te întreb. În cultura, dacă ne întoarcem cum am început, în cultura logocentristă, elitistă, românească și așa mai departe, tu propui un discurs vizual foarte puternic, crezi că e perceput în totalitate. Eugen a vrut să facă filozofie, eu te revendic ca antropolog vizual. Da. Nu, evident că nu. Și asta e una din regretele mele, o surpriză dacă vrei. A fost că atunci când a ieșit și când a ieșit Aferim și când a ieșit Barbari, au fost fel de reacții pro film, împotriva filmului, cele mai multe legate de subiect. Adică bun, înțelegem? Mai atacat rasismul domestic. Dar pe lângă asta, lucrurile care m-au surprins și care mi-au dat mai mult de gândit au fost cele venite, de exemplu, din partea unor istorici, fie în texte, habar n-am, scrise în reviste sau pe site-uri de specialitate, fie pur și simplu pe Facebook sau pe rețele sociale și mai departe, care criticau filmele sau filmul mai ales la Barbari, la Aferim, încă lucrurile au fost mai ușor de au fost mai puține reacții de felul ăsta, dar la Barbari au fost foarte multe de la oameni care spuneau, dar nu e un film, nu așa trebuie să arate un film, da, de la istorici. Da, dar acest de poezie, cum îi se spun unor poezii. Ei, da, cam același tip de reacție. Da. Știi, inclusiv de la o doamnă foarte importantă care spunea, doamne, și acolo în film apare 10 minute, ceea de fapt sunt 4 minute în film, personajul citește o novelă întreagă de Isaac Babel. Păi, dar zice, dacă vreau să știți Isaac Babel, mă duc la bibliotecă, îmi iau cartea, trebuie să văd un film, adică ăsta nu știe că poate să... Irina Margareta Nisun? Nu vorbesc de nivelul ăsta, vorbesc de cineva, doamnă istoric, nu știu. Ori aici, și aici se vede, cum spui tu foarte bine, că... În momentul pentru persoana asta și pentru foarte multe, și nu zic că eu, repet, nu vreau să pară că, zic, doamne, nu e bine. Observ totuși un anumit tip de alunecare pe lângă film puțin, de oameni care zic, ok, pentru că nimeni n-a spus
ce e în imagine în momentul ăla? Pentru că critica asta a venit de la foarte multă. Da. Citește una, da, era 20 de minute. Datul radiofonic. Da. Bun, dar de fapt, în momentul în care citește, e o imagine acolo, e o compoziție, e o încadratură, e o anumită textură, exemplu, pe 16 mm filmul ăla, sunt niște obiecte puse în imaginea în anumit timp de lumină, care momentul e ca și cum ar exista. Momentul însuși între ei. Momentul însuși dramaturgic, să zic așa, dincolo de narațiune și dramaturgie. Dincolo de Camil Petrescu, da. Adică, sigur, sigur, există asta. Dar, adică, dintr-o dată, ce a rămas pentru foarte multă lume a fost că se găsește un text. Și că textul ăla poți citi. Bun, poți citi la bibliotecă sau acasă, dar tu nu l-ai în contextul filmului, sigur, în contextul dramaturgic, în contextul poveștii și în contextul vizual. Intenției artistice. Nu, dar imaginea, era ca și cum nu exista. Poți să citi o povestire. Ok, dar povestea se poate citi aici, da, se poate citi în curte, se poate citi la prim plan, se poate citi la un plan larg, se poate citi cu o lumină într-un fel și așa mai departe, ad infinitum. Ori lucrurile alea nu existau. Pentru persoane nu existau, era doar textul rămăsese. Și de aici și cele mai multe critici la toate filmele de anumite și dinspre, și, adică nu e legat neapărat de o anumită parte ideologică, să zic așa, pentru că de asta spun, nu e legat de subiect, oamenii judecă textele, fie că sunt, că sunt citate, fie că sunt texte, dialogurile personajelor. Radu judecă autor de bibliografie. Nu, dar sigur că filmele mele au multe dialoguri, multe citate și mai departe și dimensiunea asta a textelor e importantă, dar ea e importantă în măsura în care intră într-un dialog, să zic așa, cu imaginea și în montaj, să spun. Și atunci să zici, să spui, personajul X spune cu tare și cu tare, deci asta înseamnă că filmul e, habar n-am, bun, prost, conservator, subit, pentru că... Acest nivel e catastrofal. Catastrofal sau nu, mi se pare că e o problemă, dar mi se pare că e o problemă mai largă care vine din felul în care ne raportăm la filme, cum spuneam. Și aici n-ai ce să faci, e o chestie de autoeducare, dacă, pentru că altfel nu se poate face. Ar trebui făcută în școală, părerea mea, dacă tot vorbim de școli. Școala, de liceu, putem, măcar. O putem face. Știi? Și luni seară, a fost la Strada Crinului cu tine, îți mulțumesc foarte mult. Radu Judecă. Mai era un domn.